Vasile Voiculescu scrie un roman care emoționează profund. Este vorba despre Zahei Orbul, despre un bărbat care ajunge să orbească din cauza alcoolului, apoi trece din nefericire în nefericire pentru că este închis pe nedrept. Totuși el crede în miracole, speră într-un miracol, speră că viața o va lua pe alt făgaș. Oricum, lectura acestui roman trebuie să ne găsească puternici ca să o putem finaliza. Filmul The Wronged Man, condamnat pe nedrept, prezintă un caz similar. Un bărbat face 20 de ani de închisoare fără să fie vinovat, până în momentul în care secretara unui avocat se gândește să facă lumină, începe să reinvestigheze cazul și să restabilească adevărul.